Regina Cristina a Suediei considera ora 5 dimineața cea mai bună pentru studiu, atunci având mintea limpede. Ghinionul filozofului care a acceptat să fie profesor în 1649 s-a îmbolnăvit de pneumonie în clima nordică și a murit un an mai târziu. N-a cugetat, n-a mai existat. Și a început experimentele fotografice înainte ca Daguerre să-și facă publică invenția. Englezul a avut primul ideea folosirii negativului, de pe care să poată scoate mai multe copii pozitive ale imaginii. Ca matematician ne-a lăsat analiza vectorială, ca fizician o rafinare a principiului al doilea al termodinamicii. Entalpia liberă e contribuția sa la chimie. Vrăjitorul din Menlo Park avea ca deviză favorită o anume concepție despre geniu. Ar fi 1% inspirație și 99% transpirație. El a împărțit și cele 99%. Ale lui se pare că au rămas puține. Monstruoasa coaliție a boierilor conservatori și burghezilor de dreapta a plănuit lovitura de palat. Domnitorul a acceptat să abdice semnând actul pe spinarea unui ofițer complotist. La plecarea din țară a rostit cuvinte profetice: să dea Dumnezeu să-i fie țării mai bine fără mine decât cu mine. A făcut senzație atârnând sub cupola Panteonului din Paris o sferă de 28 de kilograme la capătul unui fir de 67 de metri pentru a demonstra mișcarea de rotație a Pământului. Celebritatea i-a întreținut-o mai târziu Umberto Eco prin romanul omonim al dispozitivului conceput de francez. Din 1870, când Piemontul a anexat Roma, papii au avut cumva statutul împăraților chinezi, nederanjați în orașul interzis, dar fără un statut oficial recunoscut. Mussolini a rezolvat situația în 1929, oferind catolicismului statul papal în inima Romei. A fost ultima întâlnire în această formulă a liderilor antihitleriști. S-au pus bazele viitoarei Europe de după război. În privința României, aliații au tăcut, Stalin a făcut ce a vrut, spusa poetului. A realizat doar 6 filme în 25 de ani de activitate, îndeajuns pentru a căpăta renumele de Leonardo da Vinci al celei de-a șapte arte. La începutul ultimului deceniu al celui de-al doilea mileniu creștin, vântul schimbării a bătut nu doar în Europa. După eliberare, Mandela a primit Nobelul pentru pace în 1993 și fotoliul prezidențial în 1994, până în 1999, când s-a retras. Nu și-a încheiat studiile de jurnalism de la Universitatea din Paris, devenind actor la 19 ani. A preferat apoi să se dedice regiei de film, care i-a adus și celebritatea și cel puțin 3 din cele 5 soții. Prima a fost Brigitte Bardot. A debutat ca interpret în 1985 și de atunci a vândut 170 de milioane de discuri. Cartea recordurilor o menționează la secțiunea cea mai premiată artistă din istorie, cu 411 trofee obținute. Moartea ei a fost neașteptată, însă explicată apoi de toxicologi care au găsit în sângele ei un amestec de antihistamine, benzodiazepine și marihuana. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.